lui Garu. Să-l speriem pe Garu. Oh, nu ești deloc amuzant, Garu. Da, nu ți este teamă de nimic. Oh, salut, Puga, frumos costum. Uimitor. Cred că mai bine am prins de scheletul lui Garu. Dar ce facem cu petrecerea de Halloween? Gândindu-mă mai bine, hai să luăm oasele. Cu cât găsim mai repede scheletul lui Garu, cu atât mai repede mergem la petrecere. Doamnele așteaptă. Wow! Unde crezi că te duci? Este loc pentru un singur neuritor în acest oraș. Și acela sunt eu. Deci, întoarce-te la lumea din adâncuri, spirit malefic! Ciao! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Fără succes? Poate că s-a dus la Gugrong. Chiar și scheletelor le este foame. Ei bine, este Puca, Ching și Abio. Hai să vă dau niște bomboane găluști. Acum stăm de vorba. Bine, dar unde este punga voastră? Chiar aici. Halloween fericit! Plac bomboanele galuste. Este de prost gust. Dă-mi eu înapoi, hei! Ho, ho, ho! Eu nu mai am picioare cu noroi! Ura! Ho, ho, ho! Frumos, Abio! Puca a făcut asta. Oh, grăbește-te, Puca! Toate doamnele de la petrecere se întreabă probabil unde sunt. Oh, poate că scheletul este la petrecere. Și premiul întâi merge la Dada pentru costumul lui de schelet. Wow! Acesta este primul lucru bun care mi s-a întâmplat mie vreodată. Oh, gândindu-mă din nou, acela este cel mai bun costum de schelet pe care l-am văzut. Oh. Tu câștigi! Drăguță!
Caut un schelet care nu e bun. Deci, crezi că poți avea influență pe teritoriul meu? Domnule Vase, ha? Vei coborâ înapoi pe pământ. Leacă! Dar scheletul acela este adevărat! L-am văzut ieșind afară din pământ! Sigur că da, iar eu sunt Moș Crăciun. Terminat. Ce vrea să însemne acest lucru? Scheletul lui Garu a fugit din nou! Ha?